cei care sunteți începători, vă spun că dacă nu sunteți la timp, el e drept că în prima fază e undeva aproape, dar în faza a doua, dragilor, își se tot duce. Deci nu-l mai găsești. Că pleacă definitiv. Aceea este o poziție intermediară unde îl vezi pe o creangă undeva aproape de stupin. Așa cum spunea Rea. Deci, iată, aici avem o ramă, sigur crescută, de anul ăsta. Ea are un kilogram și ceva de hectar de la Salcâm. Uitați-vă. Eu o pun fără emoții. Acum mi-am făcut rezervă, știi? Gigi, dacă vreo 3-4 zile va fi vreme rea și, nu știu, va fi dificil, atunci eu am liniște totală. Deci știu bine că mi-am făcut treaba și aici am hrană. Da? În buzunărel. De acum eu discuția o port numai cu buzunărelul. Nu mă mai frământ, am și chis diaframa, tot. Deci toată povestea aici o am. Sigur, ăsta ajunge foarte repede, nu? Fiind pe 4 rame cu... mai las un pic să mai închidă, ca să mai catez varoa. Așa. După care voi lua făgurelul acela în 2 zile. Iau făgurelul respectiv, îl tai și îl las să crească în continuare. Deci, dragilor, ce fac aici? În locul ei, pun rama aceea clădită, rama asta care a început să fie clădită. Deci o pun... ea a fost împornită cu celule numai de albină, nu este stricată deloc, vă spuneam câtă vreme am avut rănitorul, am avut rama clăditoare, nu-i nicio celulă, dar nicio celulă nu-i de trântor. Da? Totul e perfect, perfect, perfect făcut numai pentru celulele de albină. Asta se face biostupul. În orice moment al... Deci, atenție, în orice moment îl punem un făgurel la crescut, el va crește numai pentru albină. Pentru că pentru trântor are spațiu acela de care am spus, care am vorbit mai devreme. Și acum, lăsăm varianta asta așa care am conceput-o și lăsăm ochiul respectiv și am să pun acolo să pun catul și să pun totul așa cum a fost înainte. Repet, dacă albina n-a urcat în cat, din ce motiv? N-a fost frământat, ea a avut spațiu jos și a pus pe ramele jos totdeauna. Din clipa în care am avut și am pus-o în spate și aici a început activitatea, n-am mai ouat în față, da? Și ori de tot ce a ecluzionat, atenție, tot ce a ecluzionat, în loc a pus nectar. Deci, absolut tot este prin... Toate ramele vor fi încărcate cu nectar. Nu am timp să mă umblăm, dar totul este aranjat și totul merge perfect în clipa asta. Deci am văzut, am lăsat ochiurile acelea. Și voi veni cu, exact, ăsta e modelul, repet, vechi, cu la 5 rame. Și n-am făcut altceva decât să închid aici. Din clipa asta am închis diafragma, am separat în două, sunt boci în stânga și în dreapta, în cele două compartimente. Dragilor, dacă se întâmplă ca la împerechere, una din măci, să nu se mai întoarcă, sunt accidente, o prinde ploaie, o mănâncă o pasăre, atunci am măcar una. Eu am două tentative din perecherea măcilor, în cele două compartimente. Și eu nu fac decât când văd că s-a împerecheat una, bine ar fi să fie amândouă. Dar dacă una e împerecheată, înseamnă că am ridicat un pic diafragma și albina circulă de o parte altă și ăla e din nou stup, cu matcă tânără, cu una puternică. Dacă se întâmplă să fie numai una, dar dacă sunt amândouă, sunt și mai fericit. Acesta poate să fie foarte rapid, mâine un biostup pe care eu vi-l pot prezenta la vânzare, dragilor, cu 3 compartimente. Deci înainte de tei, mult mai, într-o săptămână s-ar putea să am șanse să
mățile să se împerecheze, o săptămână, o săptămână jumate, și atunci, acesta din clipa aceea în care mățile ouă, e gata pregătit. Dar atenție, le dau cu tot cu miere. Ramele acele care sunt încărcate în nectare, nu le mai scot, nu am timp să mai scot. Veniți și vi le dau fără plămetar. Cu tot cu ladă, cu toate, cum, așa cum o vedeți. Așadar, deci observați, nu-i te adaptezi, biostupul să oferă posibilitatea ca funcții de timp, funcții de așa, să poți merge simultan cu mulțirea, cu dezvoltarea și cu, și cu vânzarea. De ce să nu o spunem? Că mâine oricare dintre apicultori poate să fie în situația mea și să poată să-și vândă, să-și, să găsească, cum să spun, și o altă sursă de venit. Nu numai pur și simplu produsele. Sigur, colectarea polenului și toate celelalte. Eu, cum pot să-mi dau seama că s-a împerecheat marca? N-am acum pus colectoarele, dar am, din data ce voi pune colectorul, în clipa în care începe să bage polen, este semn, nu? Și noi îl găsim de desubt, este semn că marca s-a împerecheat, fără să mai îl deschizi. Da? Deci asta, asta este... Haideți să vedem și la celălalt, să vedem și aici ce, ce problemă am. Deci dacă ar fi să notez la numărul acesta 2, nu mai avem ce căuta. Deci nu mai avem ce căuta, totul s-a rezolvat. Da? Totul e rezolvat, hrana i-am asigurat în buzunar, el în față am împărțit în două, boțile știu că sunt, le-am selectat, sunt boți de calitate, valoroase. Nu am decât să aștept să se împerecheze mărțile și când s-au împerecheat, gata, activitatea a început. Da? Mergem mai departe la următorul, dragi. Să cercetăm și aici, să vedem ce problemă avem. Așa. Deci, și aici este o problemă asemănătoare. Este retrasă matca. Au fost trei foi aici. Spuneam că noi am pus doar două rame și trei foi am pus. Iar hrăitorul acela care era crescut așa și l-am tras în spate să vedem dacă este hanemanul, dacă diafragma este închisă. Deci, ce problemă vă urmăresc? Să ne înțelegem. Vreau să văd dacă am hrană pentru perioada asta, de câteva zile când există riscul să se întâmple, nu? Să, ca, să rămână fără hrană, ăsta. Nu îmi pun problema ăsta din față. Deci, astea două compartimente sunt cu miere suficiente. Nu am eu treabă cu asta. Ce fac acum? Simplu. Ușor, ușor desfacem buzunărelul. Și mă interesează dacă am închis complet diafragma. Dacă n-am închis-o, o închid acum. Și dacă am hrană. Astea sunt cele două lucruri. Aici am făcut un lucru care nu prea se face, dar din fuga cea mare, toate trei puse la un loc. Nu se pun toate trei la un loc. Se alternează. Aici, nu știu, poate ai lucrat tu? Eu am lucrat. Da? Tu ai lucrat. Da, dar eu l-am pus. Am înțeles. Eu știu că nu am... Da. N-am intercalat. Da, trebuie intercalat. Pentru că e un spațiu prea mare deodată, crescut trei. Este aici și o primă minciunică. Le-a luat la crescut. Le vom intercala. Dacă găsim hrană suficientă, atunci totul e perfect. Dacă nu, o să... Da, de populat este bine populat. Observăm, da? Din cauza că... Pentru că au venit... Au venit albina doi că din partea cei din față. N-a dus lipsă de albină. Da, nu a dus lipsă deloc de la albină. Corect ce spui. Asta e bătută toată cu ouă. Da. Arată și prietenul ăsta, poate văd. Dragilor, deci matca a ouat complet toată zona asta. Foarte puțin și a început și o coronița aici. Se vede lucind un pic aici. Da. Da? O băgași un pic de miere, dar puțin.
Are mare nevoie, l-a crescut, au avut nevoie la făgurelul crescut, l-a consumat cum trebuie. Dragilor, vedem și pe o parte și pe alta. Este bătut cu ouă. Deci o oată perfect, perfect, perfect. Și încă ceva. V-am spus din tot timpul. Indiferent de momentul în care punem făgurelul, insist să spun, dacă am avut rama clăditoare, crește aici cu celule până sus. Deci celule numai de albine. Nu veți vedea o celulă de trântor. Totul numai de albine. Așa. Matca nu am văzut-o încă. Insușeta aceste două rame să le scot. Și să încerc acum. Dacă vreți, dacă o găsesc, vă arăt. Dacă nu, mă duc spre ceea ce mi-am propus. Iată, asta e mai grea. Are și un pic. Deci sunt fericit că am și nectar aici. Da. Deci aici nu o să mă... Da? Nu o să mă... Nu intru. Are și un rară. Da, acum e superb. A bătut și a făcut cornița mult mai mare, vezi? Da. Da? Deci partea aceea i-a rămas de rezolvat. Deci doar partea aceea. Nu mai insist după matcă, că nu mă frământă. Ea este din ce? De unde știu că matca este? Arată aici tot timpul. De unde știu că matca este? Din cauza că am ouă proaspete. Da? Ce urmează? Mă urmăresc să am miere și văd că am. Cred că și pe astea două vom descoperi, vom vedea exact. Să scoatem și rama clăditoare, rama care a fost bunul simț îmi spune că marca ar fi pe aici. Da, să vedem dacă am bun simț. Așa cum se mișcă albina. Ia totul este bătut. Deci, dragilor, totul este bătut. Vă rog să urmăriți cu larve de trântor. Deci este crescut aici. De aia nu mi-a stricat. Nici o celulă nu mi-a stricat. Din ramele pe care le-am dat. Deci am folosit ramul alb, chiar hrănitorul, partea de desubt, pentru că obiectivul meu a fost ca atunci când, nu în dezvoltare aflându-se, noi am hrănit foarte mult cu miere, Gigi, stai amintești, nu? Erau hrănitorile astea încărcate cu miere cristalizate de anul trecut. Și acest lucru se vede acum în albina care s-a dezvoltat. Deci biostucul mi-a oferit o șansă imensă. Ce fac eu acum? Dragilor, ce fac în clipa asta? Nu fac altceva decât să împingă, deci împingă diafragma, o închid, definitiv, nu mai las posibilitatea să mai circule albina, cum a circulat de până acum, de mi-a venit doi, că din partea cealaltă a venit albină, el și-a făcut și albină călătoare, circulă și albina pe rampa de zbor, uite-te, te rog, aici arată și prietenul nostru, da? Circulă albina pe rampa de zbor. Acum nu fac acum. Da. Cum am ținut-o, dragilor? Diafragma de plastic. Da, închidem. Am pus aici o bucățică de ceară ca să ne o țină deschisă. Iată că acum închidem. Toată practica asta care o fac eu este, cum se spune, este pentru începători. Ca ei să meargă și să reușească în primul an, vă spuneam eu, mintea mea, cele 5 familii pe care le are, respectivul, în 5 biostupi, să-i oferă șansa ca la anul următor să aibă cel puțin 15 sau 20 de familii. Ei, acesta e proiectul pe care vreau să-l duc spre guvern. Sper să reușesc să ajung să conving pe cei care, și cu acest filmuleț, pe cei care sunt factori decizionali, că aceasta ar fi o șansă imensă pentru țara asta noastră, pentru că, iată, dacă nu am nectar, măcar polen pot culege. Deci, sunt șanse deosebit de mari pentru a avea... Și voi știți ce spun. Deci, ce am făcut acum? Am împins-o complet. Cu o pioneză mi-am folosit-o aici. Sigur că pot folosi și urechile astea. Depinde acum de stadiul de... la care
s-a întâmplat ca Viorel să aceste diafragme le-a folosit la, în etape, cum a făcut și el progresul necesar. Acum are ultimele variante. Ia uitați-vă, vă spuneam, e perfect o oată și această ramă. Perfect o oată cu de la un capăt de la altul. De la un capăt la altul făcut. Perfect, 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 perfect. E minunat. O surpriză nemaipomenită. Așa arată o ramă crescută în biostup. Da? O ramă crescută în biostup când ai tot timpul colectorul de varoa și acolo își crește masculii. Deci ea nu mai este frământată. Nici o clipă de... Hai să punem, să alternăm. Acum o să o pun la sfârșit, la capăt, hrănitor. Nu-l mai pun în interior. Deci, dragilor, uitați-vă cum... Nu, spuneam că alternăm, da? Da, e bine că acolo sunt ouă. Da. Deci e crescut perfect și asta o să o punem... Pare a fi una lângă alta, dar... Am dus-o, s-o dus până la nivelul acela. Ea e singura care nu e o oată. Deci, iată cum arată matca așa asta. Ia, vă rog să vedeți, dragilor. Bătută perfect. Da, da? E tot. Da. Căpăcite tot. Da, 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 da. Tot. Superb, superb lucrat. Dar, hai să spunem, faptul că undeva rama asta n-a fost crescută cu hrănitorul lângă ea. Aici, în partea asta, în coroniță, cum se întâmplă la majoritatea, ba mai mult stricate peste tot, aici am avut și câteva celule de trântori și atunci au băgat acolo, vezi? Da. Da. Deci așa trebuie să privim care este rolul minunat este al diafragmei puse. Biostupul îți oferă șanse perfecte de a avea